Ținând cont de vremea deosebit de geroasă din aceste zile, conducerea primăriei romane a luat măsuri ca activitatea din adăpostul social Casa Speranței să se desfășoare și peste zi, pentru ca oamenii fără adăpost găzduiți în acest așezământ să poată sta la căldură. Tot în această perioadă am avut o grijă deosebită și pentru persoanele fără adăpost. Am avut în ultima perioadă, chiar azi noapte, am avut în total de 9 persoane la Casa Speranței. Dintre cele 3 persoane care locuiesc în mod frecvent acolo, pe lângă aceste 3 persoane, am mai avut încă 6, 5 dintre acestea sunt persoane din Roman, persoane cunoscute fără adăpost, plus o persoană din Bahna. Pentru toată această perioadă, persoanelor de la adăpost le-am oferit masă, le-am oferit o masă caldă în fiecare seară, ceai, legume, fructe, o ciorbă cu cartofi, mazăre cu cârnați, brânză cu smântână și mămăligă, pâine, banane. Deci, zic eu că am asigurat toate condițiile necesare pentru aceste persoane. În continuare, aceste persoane vor avea în fiecare seară o masă caldă asigurată. O parte dintre aceste persoane sunt și beneficiare de o masă la cantină pe timpul zilei și de asemenea pe perioada existenței acestui cod galben de ger vom menține permanența la Casa Speranței, practic nu discutăm doar de o activitate pe timp de noapte, ci și pe timp de zi. Din păcate însă aceste persoane dimineață la prima oră 6:30 părăsesc deja adăpostul, cu toate că au la dispoziție posibilitatea să locuiască întreaga zi acolo. Dar până la urmă este problema lor, ceea ce ține de noi este să le oferim toate condițiile necesare în acest adăpost de noapte. Adăpostul de noapte Casa Speranței are o capacitate totală de 13 locuri. În aceste zile geroase el găzduiește 9 persoane, dintre care una din Bahna. Au fost luate măsuri ca toate aceste persoane să primească în aceste zile și o masă caldă la cantina socială a primăriei Roman.